Salutare! Azi filmăm în deplasare, nu foarte departe în deplasare, însă într-un loc interesant al României, care n-a prea evoluat în ultimul deceniu, deși ar fi trebuit să o fac. Suntem la intrarea în țară, la Calafat. Sub pasarela de peste șoseaua de 4 benzi pe unde se intră în țară. Aici peisajul este tipic românesc. Noroc că cei care tranzitează nu prea pot să-l vadă, pentru că sunt ceva bariere din astea, dar dacă reduc viteza, se vede. Aici avem un mesaj special pentru mine, probabil. Dar nu asta e important. Important e că podul ăsta e de prin 2012-2013 gata. Eu am fost aici încă de la... L-am văzut cum se construia. N-am putut să fiu la inaugurare, că nu m-au primit. Și atunci când se construia la el, cu ochii unui tânăr de 30 de ani, sau câți aveam eu, mă gândeam, domne, cât o să se dezvolte zona ca urmare a acestei legături. Că, până la urmă, este o legătură între două țări, separată de un fluviu. Însă podul ăsta leagă două sărăcii. Sărăcia noastră de sărăcia bulgarilor. Nu s-a schimbat nimic. Nu are o continuitate de șosea de mare viteză nici de partea noastră, nici de partea lor. E doar o legătură de tranzit. La sfârșitul clipului ăsta o să vedeți însă ce-am filmat pe drum până aici. Am prins o zi din aia în care se face o coloană infernală de camioane care așteaptă să iasă din România. Probabil că și pe malul bulgăresc este echivalentul ei. Și nu face nimeni nimic pentru chestia asta. Pentru că de ce să grăbim lucrurile când le putem trata românește? În fine, hai să ne apucăm de mașina de care am venit aici, că la economie și la politică ne pricepem toți. Și la femei. Ce să zic? Trebuie să-i mulțumesc băiatului care mi-a pus-o la dispoziție. Și... ce să zicem? Este un Mercedes. Că am cam prins Mercedes-uri în ultima vreme. Este un W204. Adică clasa C de la Mercedes. Cel mai mic Mercedes până în momentul apariției clasei A. Sau compact executive, cum îi se spune în termeni științifici, berlină de clasă medie, cum îi spun eu. C-ul nostru concurează cu seria 3, cu Audi A4, și cu Lexus IS. Ca dimensiuni însă, din clasele N premium, sunt toți ceilalți cu care ar concura Fordul Mondeo, Opelul Insignia, Passatul, Toyota Avensis, da. Hai să zicem că nu comparăm premium cu non-premium, nu? Mere cu pere. Bun. Însă este un Mercedes tineresc, frumos chiar, cu niște linii care, chiar dacă sunt în ton cu generațiile lui, este mult mai frumos decât E-ul cu care este contemporan. Și chiar poate atrage un manager tânăr, un antreprenor tânăr care parcă nu vrea să dea foarte, foarte mulți bani pe un S.
S-a fabricat între 2007 și 2014, Germania, Africa de Sud, Malaezia, Indonezia, India și nu mai știu exact, ceva tot în zona Asiei. Dar exemplarele de acolo sunt pentru piața asiatică. Bun. Este încă un Mercedes care pe care s-a montat și un motor V8. Vrem, nu vrem, o să le ducem dorul la V8-urile astea, pentru că au cam fost obligate să plece dintre noi. Dar momentan ne bucurăm de astea care le mai avem. Să pe mașina de astăzi nu avem un V8, pentru că noi românii nu prea suntem fani de V-uri, decât dacă sunt pe motorină. Și avem bine cunoscutul 2143, cunoscut ca 2-2 în lumea noastră a românilor, cunoscut ca OM641 sau 651, acum. Opa. Și avem și acea capotă care se deschide în două poziții, special pentru reparații complexe și complicate. Pentru că motorul nostru cam e un pic complicat. Ce vă mai pot spune despre ceul ăsta este că este unul dintre modelele de Mercedes care au fost cel mai mult testate până să intre în producție. Însă a fost testat în regim de simulare pe calculator, dar vreo 20 și ceva de milioane de kilometri făcuți în modul ăsta. Este bine, este rău, dar lucrurile astea se întâmplau la nivelul anilor 2003-2005, când Mercedes cerceta pentru apariția, pentru dezvoltarea C-ului. Ce să vă mai spun despre el? A fost și cel mai vândut model al producătorului, dar nu știu exact în care an. Aici însă este un motor cu poveste un pic. Cum te strâmb eu pe tine? Așa, gata. Eu nu mă pricep încă, nu e bine. Trebuie că nu știu să fac bățul, să ne facă ce trebuie. Pac, o dată. Așa, gata bățule. OM un nostru 651, că e aici, cu calculator unguresc. Este un motor care se apare în 2008. Apare ca... debutează ca Euro 4 cu injectoare piezoelectrice, care au multe probleme, însă sunt foarte multe rechemări pentru ele și sunt înlocuite cu cele mai vechi, cele cu tehnologia cu solenoid, o tehnologie mai trainică. Nu a fost însă lipsit de probleme. Distribuția, care iar e complexă și complicată, pe spatele motorului, cu o combinație de lanț și pinioane. Din vibrochen iese un pinion principal care transmite din pinion în pinion
mișcarea către cei doi arbori de contrabalans, către pompa de înaltă, către pompa de vacuum, către pompa de ulei, totul din pinion în pinion, calibrate pe dimensiuni, pe, ca să aibă turația adecvată, iar de la pinionul pompei de înaltă pleacă lanțul care urcă la cele două axe cu came sus. Așa cum v-am zis, știți și voi și se știu problemele motorizărilor ăstora. În anii care au debutat și problemele au apărut repede la mașini cu kilometri puțini, costul reparației lor era de adevărat la de Mercedes. Noi românii parcă totuși n-am îndrăgit așa mult ceul. Parcă la noi dacă nu ai măcar E sau cel mult CLS spre S, nu ai Mercedes. Am spus o perlă. Așa, inspectat vizual de mine acum, mașina asta se prezintă bine, chiar dacă e un motor care a fost spălat și o mașină întreținută, pentru că este mașina unui pasionat, nu pare să aibă scurgeri de ulei vizibile. Vreau să mă urc în ea și să o virez, pentru că sunt curios cum se prezintă arhitectura suspensiei față și ce soluție a ales Mercedes pentru modelul ăsta. Frâna de mână la picior. Mașină cu 3 pedale. Îmi place. Da, mai trebuie poziție, bravo. Un bec ars, la număr, dar nu e problemă. Ia să o virăm și să ne dăm jos, o ascultăm puțin cu motorul pornit, că și asta e o chestie interesantă. Pentru că în modul ăsta, cum e acum, cu capacul insonorizant dat jos, cu capota ridicată, aici se aude un pic, dar nu exagerat de tare, nu exagerat de deranjant. Iar cu capota închisă, lucrurile stau altfel. Bun. Aceeași frângere a roții cu care Mercedes ne-a obișnuit pe atâtea alte modele. Vedeți? Ceea ce o face foarte manevrabilă la viteze mici în zone de parcare, de oraș, de manevre. Dar avem doar două brațe jos, unul în față de spate și un ansamblu de arc amortizor. Adică ceva mai simple lucrurile de la modelele mai mari și mai grele ale lui Mercedes, dar interesant, la fel, cu același efect practic. O să o vedem și la partea de condus cum se prezintă, dar înainte de asta să ne uităm puțin și pe la interior să-i probăm spațiul. Bun. Scaunul are comenzi semi-electrice, adică pe spătar și pe înălțime electric, pe față-spate mecanic. Și cam asta e poziția în care stau eu, în care conduc eu. De remarcat faptul că la pedale este loc, adică între piciorul meu drept nu agață în pedala de frână când vrei să faci o trecere rapidă de la accelerație la frânare. Din nou avem genul de pedală din podea, nu o pedală agățată din de sus care coboară. Bun. Ia să închidem și ușa.
Și mașina asta concurează direct cu Audi-ul meu. Sunt în aceeași clasă, sunt din aceleași generație. Asta a apărut în 2007, Audi-ul meu în 2008. Adică sunt concurenți direct. Direcți. Dar arhitectura lui Mercedes cu motor față longitudinal, tracțiune spate sau integrală ia un pic din spațiul interior. Adică în Audi-ul meu în față, în B8, e mai mult loc la picioare, mai adâncă cumva. Aici la piciorul stâng simți minusul de spațiu, dar parcă e mai mult totuși decât în seria 3, în E90, cu care sunt contemporane. În rest, nu s-a păstrat extraordinar de bine la partea de materiale pentru o mașină din 2011, dar totuși, ca senzație, când stai în ea, este calitativă. Materialele, plasticul, textilul de pe uși sunt de marcă premium. Te simți bine în ea cumva. E o ambianță oarecum sobră, dar plăcută. Adică o sobrietate blândă, așa cumva, care cred că a tras, de asta și a avut succes, a tras mulți clienți, mulți cumpărători, mai ales poate cu un alt target de vârstă față de E-clase sau de S, nu mai vorbim. Odometrul ne arată 254.000, o sumă decentă, un rulaj decent. Iar pe aici computerul ne arată 6.1 și un 7 de la ultima resetare la o viteză de 33 de km pe oră. Dar aici în situația în care e mașina asta, aici în orășelul, un orășel mic, care chiar este un orășel de provincie, fără prea multă aglomerație, fără prea mari distanțe, cifrele de consum ale unei mașini sunt oarecum favorizate de mediul de aici, cumva, nu știu cum să zic. Nu o să-i facem un test efectiv de consum, pentru că aici chiar am fi imparțial, pentru că oricum suntem și în afara orașului oarecum. Dar o să mergem cu ea, o să rugăm pe proprietar să meargă cu noi și să filmeze. Nu știu, e un Mercedes plăcut cumva, care are ceva-ul ăla în el de mașină care te atrage. Să mă urc însă și în spate și apoi să plecăm. Aici în spate lucrurile nu stau bine. Nu stau bine deloc. Și vă arăt imediat. Scaunul este coborât la cel mai jos nivel, pentru că mie așa îmi place să conduc, așa și cam trebuie să conduci, nu cu scaunul ridicat, mai ales dacă ai o statură înaltă. Însă nu te lasă să bași picioarele sub el. Nu, cineva de gabaritul meu stă cam într-o poziție nefirească. Mi se pare mai bine organizat locul din spate la E90 și la Audi A4. Acum nu-ți cumperi Mercedes clasa C ca să mergi cu uriaș în spate. Cumperi E, S și așa mai departe. Hai să o luăm la plimbare să vedem ce zice în mers. Când te urci la volan însă, imediat simți că e o mașină cu propulsie sau cu tracțiune spate. Cea mai bună configurație dinamică până la urmă, vrem sau nu vrem să o acceptăm, motor longitudinal, tracțiune spate. Sunt niște chestii de lucru mecanic, se câștigă dinamic,
e fizică pură. Deci tot timpul o mașină, motor longitudinal, tracțiune spate, va avea alt răspuns decât o tracțiune față, care doar care întâi o va ridica de pe sol și abia apoi va pleca. Însă cei 136 de căluți de sub capotă parcă nu sunt suficienți. CEU se simte un pic masiv, așa, se simte că este totuși o mașină grea. Îți sunt ok, evident, variantele mai în sus îți vor oferi mai multă performanță. Dar pentru un șofer obișnuit, pentru țara noastră, îți sunt suficienți. Adică poți depăși cu ea, poți rula, s-o duci repede la viteza de croazieră, viteza legală cu care se circulă. Dar dintre cele trei premium, să zicem, BMW, Audi sau Mercedes, chiar dacă nu are cel mai mare spațiu, nici în față, nici în spate, mi se pare cea mai plăcută de călătorit. Adică ai altă ambianță în ea față de tupănerile dintr-o seria 3 sau de ceva ăla de Audi, care mie nu-mi place, chiar dacă am una. Și-mi place că încă are ceasuri de bord care amintesc de Mercedes-urile adevărate. Bineînțeles, ștergătoarele vor fi ca întotdeauna la mâna stângă, puțin cam jos amplasat, într-adevăr, vei avea tendința să operezi prima dată ăsta de limitat, cruise control-ul, dar te obișnuiești, adică le ai la degetele mici, nu le ai la mijlocul mâinii, cumva, pe degetele astea. E ciudat însă lipsa oricărei manete la mâna dreaptă, care atunci când plouă, domnul Lupu va tot căuta ceva pe aici, dar nu va găsi. O să ne plimbăm puțin pe străzile unui oraș frumos, acestui oraș de graniță, Calafatul, care cred că arată bine în culorile toamnei acum, pentru că este un oraș care este foarte plin de copaci și care sper să rămână așa, să nu se găsească un domn cu funcție administrativă care să îi ciopărțească sau să îi anuleze de la bază. Cei care știți zona și cunoaște, sau care ați fost pe aici sau și în alte orașe de pe Dunăre, cum este și Severinul și Brăila, o să observăm un tipar al pătratului, al străzilor pe pătrat, care se intersectează în unghiul la 90 de grade. Și cam așa arată priveliștea în față. Avem copaci în culorile de toamnă, fluviul Dunărea. Peisaj care se potrivește cu un Mercedes, cu un Mercedes tineresc. Și deși este strada principală, nu avem cel mai calitativ asfalt, cel mai la linie. Nici nu zdroncăne, nici nu e cea mai moale, nici nu este o barcă. E totuși un tren de rulare destul de bine calibrat. Adică Mercedes n-a pierdut la confort ca să-ți dea o ținută de drum extraordinar de mega sigură, dar nici n-a penalizat confortul călătoriei. Multe alte orașe din România, de pe din sudul țării, și Calafatul este un pic într-o umbră așa de sărăcie. Chiar dacă trecem pe niște clădiri cândva impozante și acum impozante, cum este Muzeul Marinco aici pe dreapta, lipsa unei vieți economice dezvoltate la nivel de 2021 și oraș de graniță se simte.
Da, asta e România noastră, alta nu avem. Ne descurcăm cu ce se poate. Exact ce ziceam, mașina e manevrabilă pe străzi de oraș, frânte la 90 de grade, unde suspensia și tipul de suspensie montat de Mercedes o fac să ai un feed, și un feedback bun și o manevrabilitate. Adică mașina nu te va trebui să te lupți cu volanul, cu timoneria, ca să faci niște manevre de basic driving. Care să te împingă în scaun, totuși cilindreia peste 2 litri pune bine jos cuplu, adică are un cuplu măricel care te ajută la simpla apăsare a accelerației, mașina împinge. Bineînțeles, dacă am fi avut un 5G-tronic sau mai târziu un 7G-tronic, am fi avut cu totul alt fel de feedback, de rulare și de alt fel de punere jos. Da, suntem cu manetă și cu 3 pedale, ceea ce ne face să ne considerăm șoferi adevărați. Partea asta de timonerie, de selectarea vitezelor și de acționarea pedalierului față de brutalul E90, Mercedesul este o zână. Da, într-adevăr, poate că modelul Audi va fi și mai moale puțin pe partea asta de manevrabilitate, de duritate în volan și de precizie și de viteză de acționare a treptelor, dar nici Mercedesul ăsta nu e departe și îmi lasă așa o impresie neașteptată de plăcută. Adică așteptam la anul de fabricație care îl are să fie deja super modernă, să zicem așa, cu tot felul de chestii care să-i taie din colțurile stelei. Dar nu e așa, încă e un Mercedes adevărat. Care, chiar dacă a debutat el cu stângul, cu problemele alea pe la motor, cu mici alte neajunsuri, a îmbătrânit frumos și astăzi are un preț pe care românii și-l pot permite. Iar mentenanța. Am spus-o și în episodul cu ESU-ul și cred că o să o mai spun. Mărcile astea premium, ele sunt plăcute și accesibile oamenilor bogați când sunt noi. Dar când le trece vremea și apar alte modele de la aceiași producători, oamenii bogați și le vor cumpăra pe alea. Iar ele devin cam greu accesibile pentru oamenii obișnuiți care le cumpără în umbra a ceea ce au fost odată, ca să se bucure de prestanța de a conduce în spatele stelei. Dar, până la urmă, dacă un exemplar este întreținut corect, servisat cum trebuie, duce mult și își păstrează calitățile astea, mai ales ca ținută de drum, ca plăcere pe care o percepi în ea, atât ca șofer, cât și ca pasager. Ce să vă mai zic? Trebuie să-i mulțumim încă o dată băiatului care ne-a pus-o la dispoziție. O să mai vin pe aici prin frumosul ăsta oraș, prin acest frumos oraș. Voi trebuie să vă abonați în continuare, să apăsați pe degete în sus, pe degete în jos, să comentați, să ne înjurați și așa mai departe. Nu vă mai pot primi în lista de prieteni pentru că nu mai vrea domnul Zuckerberg. Am ajuns la
maximul admis, dar am acea pagină AutoMasterChef by Mihai Popescu, am contul de Instagram cu care stau de vorbă cu voi, chiar și mailul. Ce să mai? Să ne auzim cu bine și bye bye.